Într-un tren erau două femei. Una era tare, veselă, ținea în mână telefonul și adesea zâmbea. Însă, pe bancheta din față, era o femeie tare tristă, care aproape că îi dădeau lacrimile. Femeia cea tristă s-a uitat la femeia veselă și a spus în gândul ei, ce bine este să nu ai probleme. Poți zâmbi, poți râde și te poți bucura de viața ta. Ce norocoasă este femeia din fața mea, care râde de câteva minute bune cu gura până la urechi. Cu siguranță are o viață minunată, lipsită de griji și de supărări. Când femeia acea veselă a ridicat privirea din telefon, a văzut-o stând pe bancheta din fața ei pe femeia cea tristă care își stăpânea cu greu lacrimile. Atunci ea a îndrăznit să o întrebe, doamnă, sunteți bine? De ce sunteți supărată? Atunci femeia cea tristă i-a răspuns, nu am o viață prea ușoară, acesta este motivul lacrimilor mele. Femeia cea veselă i-a spus: Nimic nu ar trebui să vă întristeze, viața este frumoasă. Atunci, femeia cea tristă, ușor supărată de sfatul celelalte femei, a spus: Nu are cum să fie frumoasă viața mea. Dacă ați trece dumneavoastră prin ceea ce trec eu, nu cred că ați mai zâmbi cu gura până la urechi privind în acel telefon. Și ați avea ochii plini de lacrimi mereu Femeia aceea vesele a întrebat-o De ce spuneți asta? Deoarece fetița mea s-a născut cu o problemă de sănătate Iar de atunci lumea mea s-a schimbat în totalitate Nimic nu mai este la fel Doar cine trece prin așa ceva poate înțelege Dumneavoastră sigur nu ați putea înțelege Cu siguranță aveți o viață frumoasă, lipsită de griji Atunci femeia care era tare veselă i-a spus eu am acasă două fetițe gemene, și ambele s-au născut cu probleme grave de sănătate. Mult timp am fost exact așa ca dumneavoastră. Plângeam și sufeream, însă am realizat că viața este frumoasă, că fetele mele sunt minunate și că Dumnezeu știe mai bine de ce a trebuit să fie așa. Dar dacă el a decis ca eu să duc o astfel de viață, înseamnă că sunt un om puternic. La fel și fetițele mele. Am decis că doar de noi depinde felul în care alegem să ne trăim viața. Putem să ne uităm la partea plină a paharului și să ne bucurăm de viața noastră, de tot ce avem, de ceea ce suntem și cum suntem, sau putem să privim partea goală a paharului, să stăm triști și să ne plângem de probleme, de ceea ce ne lipsește și de greutăți. Atunci femeia cea tristă a îmbrățișat-o pe cealaltă și a început să zâmbească și ea. I-a mulțumit pentru că a avut curajul să povestească lucruri din viața ei. Cele două femei au râs împreună și au povestit tot drumul detalii din viața lor. Au rămas tare bune prietene și au început să se viziteze tot mai des. Morala poveștii? În viață există întotdeauna două opțiuni. Fie ne putem plânge că trandafirii au spini, fie ne putem bucura că spinii au trandafiri. Încercați să vedeți binele din orice rău și să folosiți fiecare necas o problemă ca pe o treaptă Spre dezvoltare. O zi faină să aveți, dragilor!